În sfârșit s-a stabilit premiera celor mai buni sportivi din județul Dâmbovița, va avea loc miercurea viitoare la corpul K al Universității Valahia din Târgoviște. Noul șef al Direcției Județene pentru Sport și Tinere Dâmbovița, Claudiu Mănescu, așteaptă la premiere performerii din toate ramurile, dar mizează pe sprijinul autorităților pentru a asigura sume decente sportivilor și antrenorilor. Am cerut sprijinul autorităților locale și județene, sper să o obținem. Am planificat, dar să vedem dacă se și concretizează. În jur de 20.000, 25.000.